Da, avem ediție specială, doamnelor și domnilor, de 100% ca în fiecare vineri. E, de vinerea viitoare o să avem o ediție mai mult ca specială. O să vă povestim atunci despre ce este vorba. Până una alta, vă spun de vinerea aceasta, ca să știm foarte clar unde stăm, pe unde dansăm în seara asta. Păi dansăm pe un amalgam de fente. Băi, stai atenți, deci cumva. Dacă nu poți să-i convingi, zăpăcește-i. E o vorbă de-asta, vasi umoristică, care funcționează frumos pe aici, prin România. Asta cu convinsul și cu zăpăceala, cumva se practică, a devenit cumva și, nu știu, un fel de metodă predată la un moment dat în spațiul politic. Băi, frate, ce faci? Păi nu-i convingem, dă-i acolo, să căpățânați, bă, fiecare are el acolo în capul lui, cult. Băi, și acum îi zăpăcim, da? Hai să-i zăpăcim, frățioare, pentru că atunci când îi zăpăcim, creierul lor e un pic încurcat. E, bă, da, de ce să vă mai concentrez? Azi zice una, mâine zice alta. Problema e alta, că mă zăpăcește și pe mine. Iar eu sunt antrenat, frate. Mă zăpăcește vreo 3 secunde și după aceea mă prinde fentă. Iar azi o să vorbim de fentă, că a venit o fentă frumoasă și elegantă. De unde? De la domnul premier, care s-a dus în vizită de lucru la șantierul naval Constanța și acolo a zis despre multe. Multe, 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 multe. Și o să vă spună Laurențiu, care-i fenta în emisiune. Problema e alta. Știți monitorul ăla, îl mai vedeți în filme, știi? Când vine ăla și face tup, 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 oxigenarea, pulsul, chestii, socoteli. Ei, la Ministerul de Finanțe a se citit guvern, pulsul e așa. De ce? Curtea de arbitraj de la New York, o luarăș de la Amârt, New York, așa-i zic ăștia, americani ăștia, Havana. Păi, se adună ea. Știți că la noi e seară, dar la ei e zi, acum. Măi, și deliberează. Ai... Gold Corporation, ăia cu Roșia Montană, au dat în judecată statul român și au cerut, ei au cerut despăgubiri de 2,2 miliarde de dolari. Pentru că statul român a făcut o șmecherie, a semnat contract cu ei să exploateze, după aceea a băgat situl de la Roșia Montană în patrimoniul UNESCO, că a zis că e sit istoric, frate. Politicienii băgați în toată această zăpăceală, credeți-mă, nu sunt proști. Da. Băieții ăia, cred că acum așteaptă și că s-ar putea să fie o chestie de parandură, că la 2 miliarde, dar poate 3 miliarde, dar poate chiar 6 miliarde de dolari, băi, în loc de comision, trăiți ar familia ta. Cartoful fierbinte e în mâna lui Cioloș. Cioloș ce a zis? Sau pisica aia care zgârie rău. O aruncă Cioloș în fiecare zi. Iese și zice câte ceva. Ba nu, ba ăla, ba ăla, ba ăla. O să vă facem astăzi un tablou complet vis-a-vis de o nenorocire care vine peste noi. Pentru că deciziile curții de arbitraj de la New York sunt executorii. Iar domnul Ciolacu a mermelit-o astăzi că, auleu, păi cam ne-o luăm. Dar o să încercăm noi să vorbim cu băieții aia și poate plătim în rate. Ce ai, mă, ești la credit doar cu buletinul? Te execută aia de vorbești singur. Problema mea e de unde scoate-i banii ăștia. Într-un an electoral, într-un an cu zăpăceală, într-un an cu promisiuni de pensii și de aia și de aia. Și tare mi-e teamă că tot pe noi o să ne usture buzunarul, era să zic altceva. Mă, urât, 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 urât. A venit, cum să vă spun eu, această ședință de decizie finală, cum nu se putea mai prost pentru guvernul ăsta, greu încercat. Bine, o să avem o emisiune în care o să vă surprindem neplăcut. De ce? Pentru că nu am vești bune. Deci dacă aș avea o singură veste bună, aș începe cu ea. Dar n-am. Dar măcar încerc. Cu invitații mei, cărora le mulțumesc pentru răbdare, că văd că mă ascult așa ca puișori, ce zice ăsta, mă? Le mulțumesc pentru faptul că sunt extrem de atenți la ce glăsuiește moderatorul la început de emisiune. Hai, dăm drumul la 100%.
O salutăm pe doamna Monica Tatoiu, care îi mulțumim pentru prezență. Bună seara! Diana Buzoianu, reprezentantul USR, bun găsit! Bună seara! În legătură video, merg la doamne întâi. Mirela Domnică e deputat PSD. Bună seara, doamnă! Bună seara! Și acum mergem la domn. Mircea Stoian cu noi. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și nu în cele din urmă, Geru Vișan cu noi. Bună seara! Asociat în prima firmă, deci îți dau o știre acum, asociat în prima firmă în 1998, Eco Industrii SRL, care a făcut cerere la Minvest Deva pentru exploatarea aurului din haldele de steril. O să vorbim despre deci asta peste câteva dau niște minute. Știri în seara asta. Dăm niște bubuieli în seara asta. Ca să știm cum s-a ajuns aici. Să știm, evident, Dumitru Leonte e de la Bacău. Bună seara, dumneavoastră, invitaților și celor care ne urmăresc. Bun, o să începem cu o bombă pe care a scos-o fosta șefă a casei de pensii, doamna Doina Pârcălabu, care spune acum că dacă rămâi frate și nu te pensionezi când îți vine timpul și rămâi în sistem, adio puncte de stabilitate. De ce spune doamna Pârcălabu toate lucrurile acestea? O să deslușim, dar hai să o ascultăm. Așa cum este scris textul de lege, cei care au lucrat după momentul în care au primit prima decizie de pensie, nu vor, acele perioade nu vor fi luate în calcul la determinarea punctajului suplimentar pentru puncte de stabilitate. Sumele încasate ca venituri salariale sunt purtătoare și constituie bază de calcul la contribuțiilor sociale și ele constituie motiv de recalculare a pensiilor după regula generală, adică dar fără să li se aplice și acel surplus, ca să spun așa. Și o explicație pe care eu o găsesc este și aceea de a stimula rămânerea în activitate înainte de a lua decizia să te pensionezi, plecând și de la acest beneficiu. Vedeți posibil, doamna Pârcălabu, o altă majorare anul acesta, în afară de recalcularea din septembrie și de această creștere a pragului de impozitare, care oricum vizează doar o anumită categorie și nu știm dacă se va întâmpla? Eu cred că nu este o temă care să fie luată în discuție. Haideți să se facă recalcularea, să vedem în ce măsură acele inechități sunt eliminate și abia după aceea să lăsăm sistemul să se așeze, să se legea să-și producă efecte în totalitatea ei și abia după aceea, după regula generală, se vor face majorări de pensii. Pentru că în legea 360 este indicată regula generală și atunci pensionarii pot să-și facă calcule și să putem să invocăm acel principiu după care funcționează legea sistemului public. Da, doamna Pârcălabu zice lucrul ăsta. Domnule Leonte, și vreau dialog și cu doamna Domnicăi, care a fost în cariera domniei sale șefă la Casa de Pensii Suceava, dacă nu mă înșel, doamna Domnicăi. Hai să o lămurim acum. Deci, legea asta nouă spune că, domnule, poți să rămâi la pensie chiar dacă treci de anii aceia, nu știu ce, dar uite, pierzi punctele de stabilitate, punctele de stabilitate pe care dumneavoastră, domnule Leonte, le criticați asidu de ceva timp. Deci să ne înțelegem foarte bine. Ce spune doamna Pârcălab are dreptate în condițiile în care s-ai deschis dreptul de pensie. Dacă rămâi și lucrezi în continuare, rămân punctele de stabilitate. Dar ce este foarte important? Aceste puncte de stabilitate ne costă pe noi cel puțin 20 de miliarde de lei. Fiindcă noi puteam să eliminăm, și repet încă o dată, să eliminăm acest indice de corecție cu VPR de 92 de lei. Și creșteam toate pensiile din România. Toate. Ori, adăugând aceste puncte de stabilitate, vor crește numai cei care au pe contributivitate punctaje de la 25 de ani în sus. Există un aspect de care cei care au adăugat aceste puncte de stabilitate n-au ținut cont. Și trebuie să recunosc și eu,
cu asemenea tâmpenie nu mi-am putut închipui. Oameni buni, punctajele, cuantumul pensiilor actuale, atât la femei și la bărbați, sunt calculate în funcție de punctajul mediu. Ori acel punctaj mediu a fost diferit, deci având în vedere de stadiu că la femei stadiu a fost mai mic cu 5 ani și la bărbați stadiu mai mare cu 5 ani, deci trebuia ca să ai un punct de pensie, trebuia ca bărbații să aibă mai mult cu 5 ani lucrat, fiindcă s-a împărțit la 30, fiindcă s-a luat stagiile de cotizare din legea 3, din 77, articolul 8. Unde este marea problemă? Dacă noi, eu îi întreb pe acești oameni, au avut sau au ceva cu bunicuțele și cu mămicile lor care sunt acum în pensie? De ce spun acest lucru? Prin recalculare, dacă în momentul de față, când trecem direct pe recalculare, diferența de puncte este de 5, vom să ajunge ca în 2010, deci în 10 ani de zile, această diferență între femei și bărbați, vorbesc de cuantumul pensiei așa cum este acum calculat, fiindcă eu plec de la cuantumul pensiei care există acum în plată. Și vom constata două lucruri. Că pensiile bărbaților se vor majora, deci în loc să se majoreze cu 20% față de femei, se majorează cu 30%. Deci, practic, dacă cei care au ieșit în 2010 la pensie, bărbații, stadiul lor de cotizare, deci este crescut undeva la 32 prin puncte de stabilitate, ajunge la un anumit număr de puncte. Deci punctajul se dublează. În loc să existe diferența între... Nu, doamnă, voi veni cu grafice, fiindcă nu, nici eu nu mi-am dat seama. Deci, practic, eu la început am zis, bă, ne ducem numai cu puncte de stabilitate, eliminăitățile cresc în altă parte. Dar nu, aici se va vedea foarte clar vis-a-vis de cuantumul pensiei acum. Femeile, în loc să se aștepte ca să existe acea diferență între punctul de cuantumul pensiei acum, între bărbat și femeie, să existe, practic, trebuia prin recalculare, dacă foloseam 81 de lei să fie 405 lei între, între bărbat și femeie, da? Ei, de data asta nu va fi, va fi în 2010, stați va fi 810 lei. Stați deci, să văd dacă am înțeles. De fapt, aici e vorba de stabilitatea aia dată, că bărbații au ieșit mai târziu la pensie și femeile mai devreme, da? Da, hai, da. Că... Am învățat și eu, domnule Leonte, că ne vedem în fiecare zi camera verde dumneavoastră. De ce se întâmplă? În acești 10 ani de zile, bărbații, deci femeile primesc 6,25 puncte, iar bărbații primesc cu acele plus doale două, primesc 11,25 puncte. Deci, adică inechitate clar, nu? Inechitate clar în cuantumul pensiei. Deci în cuantumul pensiei, că, fiindcă ce se întâmplă? Dacă noi era foarte, dacă noi am fi păstrat cuantumul pensiei, deci practic să fi fost calculat înainte și punctajul la femei și la bărbați. Deci practic ei trebuia, domnule, facem egalitate între femei și bărbați la pensie. Dacă vrem să facem, să ținem cont de chestiunea asta, trebuia cumva să regleze doar în prima fază pentru femei acele punctaje, să apropiem acest decalaj. Dar noi acum am mărit ecartamentul și cuantumul pensiei, deci din 2010, practic, din 2010, pe cuantumul pensiei, acest punctaj, din momentul când se adaugă câte un punct, atât la femei și la bărbați, din momentul ăla, această diferență de 5, de 10 puncte se menține până la 50 de ani, poți să lucrezi 100. Că diferența rămâne aceeași, încă se adună
doar câte un punct pentru fiecare an lucrat. Doamna domnică, spuneți-ne așa, ca specialist până la urmă, că domnul Leonte încearcă de câteva săptămâni bune să spună că legea asta mai rău face și că punctele alea de stabilitate ar face mai rău pentru că ar adânci inechitățile. Pentru că cei care au mai puțin de 25 de ani lucrați nu mai primesc nimic, da? Ba, pe aici, pe acolo, le mai și scade, a naibii pensia aia cu un leu, 2, 3, 5 lei pe acolo. Nu le scade, rămâne așa, și... dar vor fi unii care vor sta 3-4 ani, pe puțin. Și iată că am mai descoperit în seara asta o chestie, că e inechitate vis-a-vis de femei și bărbați. Adică... Domnule Leonte, eu dacă îmi permiteți, eu aș vrea să mă refer la afirmația doamnei Pârcălabu, că de acolo a plecat această discuție vis-a-vis de punctele de stabilitate. Da, da. În primul rând, aceste puncte de stabilitate au fost gândite, motivația lor este de a încuraja rămânerea în câmpul muncii cât mai mult până la îndeplinirea vârstei limită de pensionare. Într-adevăr, în textul legii, referitor la punctele de stabilitate, există o prevedere care spune că face excepție perioada în care se cumulează pensia pentru limită de vârstă cu veniturile asigurate. Și aș vrea să vă dau un exemplu clar, ca să înțeleagă toți cei care ne ascultă. Ce a vrut de fapt să spună doamna Pârcălabu? Cazul meu, da, eu unde limita de vârstă la care mă pot pensiona este 65 de ani. Atunci voi avea 40 de ani stagiu de cotizare. Voi beneficia de 5 puncte de stabilitate, pentru că am depășit cu 5 ani stagiul complet de cotizare de 35 de ani. La 65 de ani îmi voi depune documentele la Casa Județeană de Pensii Suceava, voi obține o decizie de pensionare. Dacă aleg să rămân în câmpul muncii după primirea deciziei de pensionare în continuare și voi lucra 4 ani, 5 ani cu venituri contributive în baza unui contract de muncă, dacă mă retrag din câmpul muncii la 70 de ani, nu mai beneficiez de alte puncte de stabilitate, ci doar de o recalculare a pensiei pentru partea de contributivitate. Dar ce facem cu aia care au acum ieșit la pensie și au mai puțin de 25 de ani de contributivitate? Deci vreau să o completez pe doamna, îmi dați voie? Da, domnule. Unecomia sa este perfect. Dacă aceste puncte de stabilitate se dădeau după îndeplinirea stadiului, deci condițiilor de pensionare și a stadiului, dar nu să se dea retroactiv. Că aici este problema, doamna deputat. Fiindcă noi dându-le retroactiv, am creat precedentul care, v-am spus, creează tot un lanț. Da, domnule Onde, dumneavoastră sunteți un bun cunoscător al sistemului public de pensii. Știți foarte bine că în momentul în care se îndeplinește un stagiu minim de cotizare, oamenii aleg să meargă pe zona de pensie publică și găsesc o altă formulă de completare a veniturilor. Aceste puncte de stabilitate și-au dorit, într-adevăr, să încurajeze rămânerea în câmpul muncii și după stagiul minim de cotizare, până la îndeplinirea vârstei limită de pensionare, 65 de ani. Deci intenția bună a legiuitorului poate crea și alte efecte secundare pe care dumneavoastră le spuneți ca fiind inechități, este o altă chestiune. Eu aștept dincolo de lege și prevederile legii 360 și normele de aplicare care vor apărea în luna martie. Și atunci putem discuta concret pe modul în care reiese aplicarea legii cu formula de principiu din lege. Domnule Leonte, câți oameni sunt loviți de efectele secundare despre care vorbea doamna a domnicăi? Deci vreau să vă spun, punctele astea de stabilitate și neeliminarea inechităților prin VPR va lovi cel puțin 2 milioane de pensionari. Mai mult decât atât, creșterea acestei diferențe între cuantumul pensiei actuale a femeilor între femei și bărbați, fiindcă acum stagiile de cotizare corespunzătoare unui punct de pensie, deci punctul de pensie, este corespunzător practic pentru femei, fiindcă bărbații li s-a împărțit la stadiu mai mare, dar ei primesc chiar dacă au 35 de ani stadiu de cotizare,
stadiul lor de 35 s-a împărțit, s-au obținut un punct de pensie, iar la femei la 30 au tot un punct de pensie. Există această diferență. Ori prin recalculare, bărbații mai câștigă încă 5 puncte, deci vor, fiindcă se adaugă de la început. Am înțeles asta, că am luat-o de la cap. Iar femeile mai câștigă 6,25, iar bărbații câștigă 11,25. Și ecartamentul se duce de la 405 lei la 810 lei. Și atunci eu cred că nicio mămică și nicio bunică nu mai poate, să nu mai zic eu ce. Adică, înainte de a face o lege, trebuie să analizăm de 7-10 ori să vedem. Eu, știți, până n-a face graficul, nu mi-am dat seama. Vă rog, credeți? Bun, avem și grafic, dar dincolo de grafic. Când am văzut, bă, aici 2 cm și aici 4. Bun, lăsați-mă că nu, e croială, tragem un picior, avem un picior mai scurt. Păi, eu am înțeles așa, da? Din 5 milioane aproximativ de pensionari, doamnelor și domnilor, 2 milioane de pensionari vor fi efecte colaterale, da? 3 milioane de pensionari speră că în septembrie vor avea o pensie mai mare. Dar cum împarți chestia asta? Adică, cum alegi? Nu știu, matematica, aritmetica, cum e, doamna tatu? Că nu prea înțeleg povestea asta. Adică pe 2 milioane îi necăjești și pe 3 milioane îi fericești. Așa a fost votată legea în Parlament, că n-am votat-o eu. Dar cine a votat-o? Păi uite, noi suntem aici câțiva care am votat împotriva acestei legi. Și noi când am votat atunci am spus exact ceea ce zice și domnul Leonte, că a fost dezbătută foarte puțin. Apropo, normele astea de punere în aplicare a legii pensiilor, să nu ne mințim, ele poate să vină în punere în aplicare în ce există în lege. Dacă legea este scrisă prost din stat, nu se poate să vină normele de aplicare să rezolve deci niște probleme. Deci nu poți să ai norme de aplicare pentru ceva ce nu e în lege. Și mai mult decât atât, noi la punctul în care a venit PSD și PNL au venit cu această lege în Parlament, ei nici măcar nu știu care este impactul bugetar. Ce să mai vorbim de tehnicalități care se discută astăzi, că uite că de fapt sunt promovate inițiativi în continuare. Cred că nici acum nu se știe impactul bugetar corect. Și în continuare lipsesc din buget, apropo, 15 miliarde sursele de lei. Sursele de finanțare. Și sursele de finanțare, da, au alocat mai puțin cu 15 miliarde de lei pentru creșterile de pensii, așa cum au venit ei ulterior să spună că ar fi impactul bugetar de la Banca Mondială. Așa că românii în 2024 vor recupera. Impactul bugetar se face pe baza ce spune Banca Mondială sau ce spune Ministerul de Finanțe? Păi ar fi frumos să poată să spună Ministerul de Finanțe, dar eu n-am văzut până acum un document de la domnul Boloș care să fie cumva relevant pentru România. Asta e periculos. Deci, pe mine mă sperie că oamenii așteaptă în septembrie și o să fie din ce în ce mai rău. Inflația nu s-a potolit. Crește mai încet. Da, tot crește, da? Și oamenii ăștia în septembrie, asta eu am suspiciuni rezonabile că de asta vor să facă localele mai devreme, să nu se întâlnească hoțul cu prostul. Nu, adică combinații? Adică nu pentru democrație? Nu, nici pentru transparență, nici pentru legitimitate. FMI-ul a venit și a încercat, sau cei de la guvernare au încercat să se prevaleze de așa zisa recomandare a plății creșterilor pensiilor în tranșe. Ei știu foarte bine că ăștia n-au bani, așa cum știu și ei, așa cum s-a văzut și în ședințele și de la buget și de la muncă, când am spus, ok, faceți niște măriri, dar pe ce vă bazați? Pentru că voi n-aveți intrări de capital mai mari ca să vă permiteți să scoateți mai mult bani din sistem. Ba mai mult, ați mărit aparatul bugetar cheltuind și mai mulți bani. Dar ce nu știu oamenii și am aflat noi de curând și ei au ținut ascuns chestia asta, a ieșit la iveală acum când au venit cu chestia asta cu armata, că să fie obligatorie, că să nu fie chiar așa de obligatorie și să fie cu pe bază de voluntariat, numai că a apărut din nou problema banilor și s-a văzut că fără niciun fel de mecanism de transparență pe ceea ce înseamnă refacere a bugetului, au luat bani de la apărare, foarte, foarte mulți bani de la apărare. 7 și miliarde, din alte 7,2 miliarde mai exact, da. Și le-au dat către bugetul... Către fondul de rezervă, în pixul domnului Ciolacu. Fondul de rezervă al guvernului, la domnul Ciolacu. Ori lucrurile astea, în zona de apărare, vă dați seama unde au ajuns ăștia să bage mâna?
ne tot povestesc cât e de gravă situația, ce pericol, ce vine mâine, poi mâine, Putin peste noi, ce astea. Și ei iau bani de la apărare, înțelegeți, ca să își facă un buget electoral, să aibă ce să dea măcar o tranșă sau două. Domnul deputat, eu aș vrea să vă spun un singur lucru. Anul trecut nu s-a făcut rectificarea bugetară. Mm-hmm. Deci, ce alt indiciu mai doriți pentru incapacitatea lor de a face un plan financiar sustenabil, care să aibă și perspective, să fie și predictibil și așa mai departe, decât faptul că au mers la mica golănie financiară asta, n-au făcut ca să nu se vadă. Ca să nu se vadă. Pentru că se ducea raportul către... Dar o să fie și mai rău anul ăsta, că anul trecut și-au dat seama de deficitul ăla excesiv, ca prin mai-iunie. Atunci au început discuțiile. Dar acum, în iunie, avem alegeri europarlamentare. Dacă în 2023, la un buget făcut pe genunchi, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, și cum zicea domnul Stoian, că nici rectificare... Dați seama ce va fi anul ăsta, cu Roșia Montană, păi cu Pfizer, cu de-astea, cu armata, că trebuie să... Eu știți ce cred? Cred că rostogolim o mare prostie făcută în 2022 de domnul Căciu. Ministrul de Finanțe atunci, Adrian, îmi pare rău, asta e, dar cam toți specialiștii îmi spun lucrul acesta, că ai prognozat un buget de ăsta fantezist și ne-am dus în cap. Dar eu altă fentă vreau să vă spun și da, să vă întreb. Dar l-a votat Parlamentul. Corect. El a făcut nu, parlamentul. Altă fentă voiam să aducă în discuție. Doamna ministru al muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat că în luna mai, rețineți, mai, da? Mai înainte de iunie, da? În luna mai, pensionarii etapizat vor primi deciziile de recalculare. Adică niște hârtii. Adică vor primi o hârtie, da? Doamna Tatoiu, Monica Tatoiu. Da? Primește o hârtie, estimată doamnă Tatoiu, v-am recalculat pensia dumneavoastră va crește începând din septembrie 2024 cu 11%, deja știu, cu atâția bani. În iunie sunt alegeri. Cei care primesc hârtiuța zic: mi-a crescut pensia, tăgădâm, la vot, mulțumim, că dacă e să elanți, ne taie pensia. Acum să dea Dumnezeu ca legea asta să se împlinească și oamenii să ia mai puțin bani, să se facă norme și să se rezolve toate tehnicalitățile de care vorbea doamna Buzăianu și care fac victime colaterale. Frate, dar dacă nu faceți chestia asta, e clar că totul e o manțocărie. Laurențiu, ascultă-mă puțin. Când a fost Boc prim-ministru? Când 2009. O să vezi. În 2009... Pe vremea lui Boc, dacă vă aduceți voi aminte, erau niște mega demonstrații în fața Parlamentului. Se spunea, printre altele, măriți-ne salariile, măriți-ne pensiile. La momentul respectiv, domnul Muguri Sărescu a ieșit și a spus cu subiect și predicat: mărirea pensiilor și a salariilor înseamnă creșterea inflației. Deci vorbim de anul 2009. Și tot fondul monetar era la ușă. Tot fondul monetar era la ușă. Aveam plasa de siguranță cu ei. Între 2009 și 2020, am zis bine, a fost o oarecare stabilitate din punct de vedere financiar. Oarecare, n-am zis că a fost. Am zis oarecare, Monica. Doamna Tatăl. Zi, Monica. Monica. Zi cum vrei, numai zi mai repede. Deci, din nou, creșterea, deci inflația pe care o ducem toți în cârcă în acest moment este consecința promisiunilor pe care guvernele anterioare și acesta care este și, mă rog, cele care au fost înainte le-au făcut în fața Fondului Monetar Internațional, ăstora de la Europa și așa mai departe. Deci promisiunile astea nesusținute din punct de vedere economic. Asta e așa. De ce trebuie ei să promită Fondului Monetar? Că ei sunt angajați și aleșii statului român. Ca să-și umfle mușchii, domnul deputat. Nu. Ei trebuie să promită exact ce a făcut. Haideți, exact. Copii, hai să vorbim așa. În 2008, Tăriceanu, 50% creșterea, votați-mă. Da. I-au votat, a venit Boc în 2009, da? Cu bugetul ăla de, am făcut eu o poză, de a făcut în cojorul televiziunilor, știind că nu poate să facă nimic, rostogolind rahatul ca să se aleagă Băsescu în decembrie 2009.
Și ca să vină, pe urmă, el în box s-a dus la spate și noroc a venit Băsescu și a luat în, și a zis tăiem de 25% la bugetari și înghețăm măcar pensiile. Măcar pentru adevăr, ca să se știe că am fost acolo. Înțeleg că dacă nu era scrisoarea aia ta, rămâneam proștii aia care eram pe acolo. Fondul Monetar Internațional a venit foarte clar și a spus TVA 24%. Exact. Decizia greșită a lui Traian Băsescu a fost că el crede că în momentul în care așa și 300.000 de bugetari dați afară. Asta a fost decizia Fondului Monetar Internațional. Bun. Dacă vreți să nu vă cadă euro. Asta urmează. Dacă nu vreți să vă cadă leu, pentru că Banca Națională ne așteptăm anul ăsta la Banca, același lucru. 2025. Stai un pic. Și 26. Laurențiu, vreau să spun și eu două vorbe pe chestiunea asta cu pensii. Măcar că a fost vicepreședinte în Comisia de Pensii. Unu. Faptul că pensiile vor crește în septembrie la jumătatea anului printr-o altă lege pentru 1 milion, 2 milion, 800, 2 milioane, 3 milioane, e un lucru bun. Faptul că această lege are în interior lacune pe care și eu și mulți alții le-au spus public, este cauzat exclusiv de faptul că nu a fost discutată în spațiu public. Acum, spre știința celor de la putere, când nu discuți o lege în spațiu public, îndeajuns de mult, o lege organică cu astfel de implicații, o discuți la televizor, doamna deputat, încă 8 luni după aceea și indiferent ce veți face dumneavoastră, de la putere, de acum înainte, tot proastă va spune lumea că e. Și știți de ce? Pentru că n-ați respectat jocul democratic de a o discuta înainte. Pentru că orice mică chichiță, orice problemă va apărea, vi se va spune că așa e. Ne-am trezit cu toții. Știi că e proastă. Opoziția vă va spune că e proastă. Specialiștii vor spune, uite, ăștia sunt săriți, ăștia la nu știu ce. Pentru că v-ați asumat o lege aiurea în tramvai, nu știm de ce, fără să dezbateți public. Marea problemă a guvernelor de genul acesta, a guvernelor autoritare, este că li se suie la cap și ele cred că dacă au majoritatea simplă, majoritatea majoră și de care o fi, pot să facă ce vrea. Uite, ce vor. Uite, faceți ceea ce ați mai făcut odată PSD-ul și anume, măriți pensiile și lumea vă înjură. Înțelegeți? Deci aveți o problemă. Pentru că dacă nu respectați jocul democratic. Da. Doamna dumneavoastră vă dau cuvântul. Cu 9,5% și INS-ul ne spune deja astăzi, când n-au fost mărite cu 9,5%, că avem creșteri de 17,8% la coșul alimentar. Stați să vă mai spun una, că în martie vedem ce facem cu salariul minim pe economie, dacă îl mărim sau nu. Că domnul Ciolacu zice, păi stai să vedem execuția bugetară. Dar e bine să-l mărim sau nu e bine să-l mărim? Păi stai așa, să vedem, să nu știu ce. Păi nu, stai puțin, Laurențiu, părerea... Păi să vedem ce a zis, că vreau să văd ce a zis. Păi nu știu dacă e bine să-l mărim sau părerea, dar nu știți ce a zis. Păi a zis, că vedem noi în martie, nu? Că așa zice Orbu, lasă că mai vedem noi. Bine că ești mic în Franța. Și surdul zice, lasă că ne auzim. Ia, păi n-ai de unde să știi dacă e bine sau rău. În acest moment, așa cum domnul premier ne-a trasat, la Ministerul Muncii facem o analiză în sensul acesta, iar în momentul când vom avea soluția gata, vă vom anunța. În primul și în primul rând trebuie să avem execuția până în martie. Știți cu toții că suntem a doua lună după ce avem un buget consolidat. Nu putem schimba peste noapte și totuși e un echilibru macroeconomic în România, așa fragil cum e. Avem o creștere economică, cu toții ne dorim mai mult și mai bine. Ia uzi, ne dorim mai mult și mai bine. Da, doamna domnică-i, dar mai vedem noi, zice Orbu, și ne auzim în martie, zice surdul. Doamna domnică, de ce n-a supus dezbaterii publice legea? Haideți, vă rog, lăsați-mă și pe mine să mă refer la cele două subiecte, la legea pensiilor și la salariul minim. Concret, da. Referitor la legea pensiilor, pentru că este și doamna deputată de la USR acolo, în studio la dumneavoastră invitată, amintiți-vă că reforma sistemului public de pensii a fost asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Bineînțeles că a fost asumată prin PNR, că altfel n-ați făcut-o. Doamna deputată, dumneavoastră aveți un avantaj, sunteți în studio, eu sunt pe Skype și sunteți avantajat. Ascultați-mă și vă ascult și eu după aceea cu tot respectul, dacă vreți să mă contraziceți.
În acel plan național de redresare și reziliență a fost prevăzut de către ministrul USR, care a negociat la vremea respectivă pentru România Planul Național de Redresare și Reziliență, că legea pentru reformarea sistemului public de pensii va rezulta din consultanța asigurată de către Banca Mondială, pentru care consultanțe erau prevăzute și vreo 4 milioane de euro acolo. Păi noi el credea că rămâne acolo și ia el bani. Lăsați că știm cum a făcut Ghinea. Doamnă, Ghinea a făcut cu șpagă de 2 miliarde. Dacă mai țipați, deci puteți să țipați neadevărul, dar asta înseamnă că vă le faceți adevărul. Trebuie să și demonstrăm. Lăsați că vă cunosc, că știm ce a făcut Ghinea. Ghinea a înnorocit România. Pe mine personal nu mă cunoaște. Din fericire, chiar nu mă cunoaște. Pe dumneavoastră USR-ul. Ghinea nu mai e la USR. Da, ce rău sunt. Da, voi cu cioloși în frunte. Vorbește o femeie. Voi cu și ce să vă spună ceva. Mai ieșiți la televizor. Dacă și țipați. Mai ieșiți la televizor. Cu cupeul ăsta. Cu cupeul. Chiar cu cupeul. Stați un pic că nu ne auzim. Doamna Domnică îi zice. Eu încercam să vorbesc cu doamna Domnică, care spunea că Ghinea a nenorocit România și o confirmam. Și sări doamna, cea care ne bagă în gaură de 5 miliarde de euro acum cu Cioloș și Butereu. Sunteți capabili să fiți un pic mai calm? Ce să fiu calm? Că ne luați banii din buzunar ca hoții? Deci bandiți, sunteți, ce sunteți? Din fericire pentru USR. România am lăsat un plan unit, național pentru salvăm țară. Răsia Montană, USR, uniți, salvăm Răsia Montană. Titi sticluța și dăm 5 miliarde. Bă, nu vă e vă rușine. Într-un fel eu mă bucur că vă telespectatorii ce personaje avem în acest studio în acest moment. Ce personaje care bagă 5 miliarde. Lăsând asta la o parte. Mâna în bani oamenilor. 5 miliarde. Mă aveți tupeu să vorbiți de bani. Ajungă în România pentru spitale, pentru școli, pentru infrastructură. Doamne, știu că ajută, mă interesează deci, lucrurile deci, astea. Doamna Buzăianu, serios. Hai că avem subiect cu Roșia Montană, o să aveți timp să vă... Băi, Gelu, lasă-mă! Unde pleci, mă? Doamna Domnică, deci cum facem ca să o lămurim? Cu salariu minim, îl măriți sau nu îl măriți? Cu salariu minim, domnul Botir. Da. Cu salariu minim. În 2021, când a intrat PSD-ul la guvernare, exista deja un punct de vedere trimis de guvernul Câțu către Comisia Europeană că România nu este de acord cu acea directivă europeană referitor la salariul minim pe economie în țările membre care să aibă ca și refer 50% din salariul mediu brut. Am revenit asupra acelui punct de vedere și am comunicat că România este de acord cu transpunerea în legislație românească a acelei directive europene. Anul trecut, când am primit proiectul de buget pentru anul 2024, premierul Ciolacu s-a angajat că până la sfârșitul anului 2024 va transpune în legislație românească directiva europeană. Se pare că acum, în discuțiile care se poartă la guvern, cu patronate, cu sindicate, formula care va fi agreată din tot felul de variante, indicele de inflație 7%, înseamnă vreo 200 de lei în plus, față de 3300 cât a rezultat salariul minim de anul trecut. Dar cel mai probabil, domnul Botin, vom merge pe varianta 50% din salariul mediu brut, adică va crește salariul minim pe economie cu 400 de lei. Doamna Dorica, dar de ce n-ați discutat legea? Eu v-am întrebat altceva. Ok, PNRR-ul a fost o mizerie făcută de USR, știm cu toții lucrul ăsta. Dar de ce n-ați discutat lucrul ăsta? De ce n-ați dezbătut-o în Parlament? Nu există mizerie mai mare și atac mai mare asupra deci României decât PNRR-ul. Deci după ordonanța Trenuleț, vă salariului minim pe economie înseamnă clar la cartea de economie, mai ales într-o economie carpato-danubiano-pontică, uciderea a tot ce mai înseamnă IMM, uciderea economiei reale din România. Domnul Botin, știți, pe de o parte discutăm în emisiunile și ale dumneavoastră... După ce mă șefuiți cu 48% din cifra de afaceri, din banii pe care ei câștig, sunteți parteneri și eu din restul de 52% trebuie să plătesc salariații, chiria la birou, diverse, materie primă, etc., etc. După asta mai aveți tupeu să-mi spuneți că eu trebuie să măresc salariul minim pe economie, din ce? Că nu-mi dați un leu, mai bine, mai mult mă șefuiți. Sunteți partenerii mei.
Dacă nu vă dau banul la sfârșit de lună, îmi blocați contul. Că nu mă întrebați dacă am sau n-am. Domnule Botezea, gândiți-vă că aveți locuri de muncă ca să plătească pensionarii. Nu o să mai fie locuri de muncă. Se poartă discuții și cu patronatele, pentru că, într-adevăr, în momentul în care îi pui un salariu, trebuie să fie și sustenabil pentru mediul privat. Ce sustenabilitate, domnule Botezea? Sunteți deputat în Parlamentul României. Tot dumneavoastră discutați de venituri decente. Venituri decente pentru români. Foarte adevărat, doamna deputată. Hai să luăm publicitate, să fac și eu un venit decent ca să-mi plătească mogulul aici contractul. Imediat discutăm, mulțumesc domnule Leonte, discutăm despre scandalul acestei zile. Toată lumea e în fibrilație acum. Fibrilație este când tip e... De ce? Pentru că trebuie să plătim niște bani la Gold Corporation, din cauza cui o să aflăm toate dedesubturile în seara aceasta. Va fi și Viorica Dăncilă cu noi, că a fost premier, și Dian Popescu, că este expert în energie. Gelul vine cu bomba, toată lumea e pregătită, țineți-vă bine, război pe Roșia Montană. Dar pe a cui bani? Pe nu știu, evident. Revenim în câteva minute. Cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, așteptăm din clipă în clipă decizia Curții de Arbitraj de la New York în legătură cu procesul pe care Gold Corporation l-a deschis către statul român. Totul legat de ce? De exploatarea de la Roșia Montană, care are o poveste senzațională. Atenție! Există trei variante de lucru. Prima, 2,3 miliarde de dolari. A doua, 3,3 miliarde de dolari. A treia, 6 miliarde de dolari. În oricare din aceste variante, la Ministerul Finanțelor acum este atmosferă de priveghi, pentru că n-o să fie bani. Și domnul Ciolacu zice, ha, păi vedem, urmărim. A, ne-am descurcat noi. Priviți povestea. Are România bani să plătească dacă pierdem procesul? Și ce facem? Închidem România și plecăm acasă și fugim cu toții? O să găsim soluții, cum este și normal. Dar vă rog frumos să așteptăm o decizie. Sunt declarațiile optimiste ale premierului României Marcel Ciolacu legate de nota de plată de miliarde de dolari pe care țara noastră o va avea în cazul în care va pierde procesul cu Roșia Montană Gold Corporation. Potrivit unor surse, autoritățile române fac înțelegeri cu avocații miliardarilor de la Guerrilla Resources că plata să se facă în rate. Dacian Cioloș, fostul prim-ministru, îl acuză continuu pe Victor Ponta și spune că el este singurul vinovat din tot scandalul. Numele Ponta apare de 161 de ori în cererea inițială de despăgubire a Guerrilla Resources, iar al meu nici măcar o dată. Interesează prea puțin că Ciolacu și PSD se vor scufunda împreună cu Ponta, care trebuie să plătească pentru prejudicii. Ce mă interesează este să nu ascundă motivarea tribunalului pentru ca oamenii să aibă ocazia să judece singuri din cauza cui s-a ajuns aici. La rândul lui, Ponta dă vina pe Cioloș că face jocul globaliștilor. Sunt vinovat că n-am reușit să-l demasc pe Cioloș, ca omul care a venit la guvernare ca să îndeplinească ceea ce și-a dorit Soros și... România se așteaptă să piardă procesul intentat de Guerrilla Resources țării noastre pentru scandalul de la Roșia Montană după ce aceasta a fost introdusă în patrimoniul UNESCO. Bun. O să avem o discuție, o să încerc să potolesc spiritele. Este extrem de stufoasă toată această problemă. Doamna Buzoianu, mergeți la tablă și scrieți fără să comentăm, pentru că avem la telefon pe fostul premier Viorica Dăncilă. Bună seara, doamna Dăncilă! Bună seara dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor dumneavoastră! De asemenea, pe expertul în energie Dian Popescu, bun găsit! Bună! Bună seara! O să avem niște informații, spune Gelu Vișan, de breaking news, dar le va spune la momentul potrivit. Bun. Prima mea întrebare, și care cred că va deschide o cutie a Pandorei în momentul de față. Doamna Dăncilă, la dumneavoastră vin. Unde s-a greșit în toată această poveste de am ajuns acum să ne gândim cu groază că o să avem foarte mulți bani de plătit? Nu pot să stabilesc vinovăția. Pot să spun cum au fost atunci evenimentele și faptul că s-au luat decizii greșite.
Cred că Dian Popescu este în măsură să povestească istoricul legat de litigiul cu Ugor Corporation. Dar este clar că s-a greșit. Și pentru că ați arătat înainte că domnul prim-ministru a spus că vom plăti, știu că domnul prim-ministru a spus și că va desecretiza ședințele de guvern, astfel încât să vedem cu certitudine unde au fost greșelile și cine a insistat ca să se ajungă în această situație. În 2018, pe masa guvernului a venit dosarul legat de Roșia Montană, și anume trecerea acestuia în patrimoniu UNESCO. În același timp, am chemat ministrul culturii și am solicitat ca acest dosar să fie discutat în cadrul CSAT, având în vedere că este foarte important pentru România și este un obiectiv național. În CSAT s-a hotărât, domnul președinte a hotărât, ca dosarul să fie gestionat de către guvern. Am avut scrisoarea avocaților, am avut miniștrii de resort, am cerut părerea avocaților și a Academiei Române și toți am hotărât că în momentul în care va trece în patrimoniul UNESCO, acest lucru va reprezenta un punct în plus pentru Gold Corporation. Am făcut solicitare către Patrimoniul UNESCO, către Consiliul Patrimoniului UNESCO, către Consiliul Patrimoniului Mondial. Am luat legătura cu Ministerul de Externe, cu mai mulți lideri, reprezentanți în cadrul Consiliului și am făcut un raport astfel încât să cerem amânarea până la soluționarea litigiului. Aici vreau să vă aduc la cunoștință două aspecte. În primul rând, la ședința în care s-a discutat amânarea dosarului, nu a participat ambasadorul UNESCO, și anume domnul Adrian Soroianu, și niciun membru al ambasadei UNESCO, motivând că au făcut lobby un an și jumătate pentru trecerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO. Cel care a reprezentat România a fost un secretar de stat de la Ministerul de Externe. Conform articolului 159 din regulamentul de funcționare UNESCO, dosarul este trimis înapoi statului parte pentru informații suplimentare și trebuia retrimis UNESCO în termen de maxim 3 ani. Dacă această perioadă expira, dosarul propus trebuia să fie privit ca o nouă candidatură. Deci nu era nicio problemă dacă acest dosar era primit din nou după soluționarea litigiului. Ceea ce este foarte important și vreau să subliniez acest lucru este faptul că avocații care reprezintă România au informat guvernele că trecerea în patrimoniu UNESCO poate fi un punct forte pentru Gold Corporation și poate aduce România în situația de a pierde acest proces. Suma care trebuie plătită de România. Domnul Cioloș a primit informarea asta? Evident. Poftim? Domnul Cioloș a primit informarea asta? Categoric au primit-o toți. Categoric am privit-o tot și am văzut că domnul ministru Nazare a făcut către Ministerul de Externe și dânsul o informare că nu trebuie să trecem în patrimoniu UNESCO pentru că a luat legătura cu avocații care ne reprezintă. Din păcate, nimeni n-a luat în considerare acest lucru și uitați-vă acum că România trebuie să plătească o sumă foarte mare, ceea ce va constitui o presiune suplimentară pentru actualul guvern. Nu e vina actualului guvern, dar vom plăti noi toți. Și cred că este datoria primului ministru să desecretizeze dosarele și să vedem cine a greșit și ce se poate face. A desecretizat Anca zilele astea jumate. Ce să bun. O secundă, doamna Dăncilă. Doamna Buzăianu ne-a făcut o schemă pe tablă pe care vreau să o rog să ne explice. Dian, te rog să urmărești cu mare atenție. Da, e un ca să înțeleagă toată lumea care a fost calendarul. Deci în 1997 este înființat Eurogold.
din 1997 până prin 2011 au fost tot felul de avize date, legi cu dedicație, promisiuni făcute. În 2011, sub conducerea domnului Kelemen Hunor a Ministerului Culturii, este dat un aviz cheie pentru această șmecherie, care, odată dat, crește acțiunile acestei companii uriaș. Da. Practic, ei zic acum că au pierdut banii de pe acele avize și de pe acele acțiuni. Avizul ăsta a fost între timp și atacat și a fost și desființat în instanță. De fapt, cam toate avizele care au fost date au fost atacate și desființate de legale ce erau. În 2013 se face promisiunea maximă că se dă o lege cu dedicație pentru șmecherii ăștia. Și atunci, practic, încep și protestele minerilor, că dacă vă amintiți, atunci n-au început ecologiștii primii. Minerii s-au blocat în mine atunci, 33 de mineri în august 2013 au făcut protest. Ponta cedează la presiuni după ce a făcut toate promisiunile către toți oamenii, după ce a răspuns la tot lobby-ul l-a făcut. Că, apropo, între timp, Gold Corporation zice că a investit 550 de milioane în acest proiect. Dar cum nu prea spune OMV-ul. Da, nu prea spune cui a dat banii, cărui politician, cărei presă a dat banii ăștia. Asta nu prea o să aflăm în curând. Bun. În 2013 Ponta renunță și la legea asta și legea dată cu dedicație promisă este pierdută. În iulie 2015, România este dată în judecată. La acea vreme nu exista niciun dosar, nu exista niciun document depus pentru UNESCO. Tot procesul început de Golden Corporation are în vedere cele 40 de acte, avize, documente date cu dedicație pentru corporatiștii ăștia, pentru o firmă care voia să vină să ia aurul din România, să ne otrăvească apele, să ne otrăvească... noi mai trebuia să luăm de acolo și vreo 1800 de familii să le ducem afară de acolo, o parte că așa voia o firmă canadiană să facă în România. Bun. Și au dat în judecată toate prejudiciile care au fost invocate, toate sunt cu privire la investițiile făcute și cu pierderile până în iulie 2015. Toate. În 2016, într-adevăr, sunt puse primele documente pentru UNESCO. Dar eu de ce? Nu sunt hunare. Cum poți să te duci, să ceri, să... Terenul era în litigiu, locul ăla era în litigiu. Cum a putut domnul Cioloș... În ultima zi de mandat, la telefonul domnului Soros. De ce vă spun asta? Pentru că și eu, și pe mine, ăia cu protestele, și eu țin la... Bunicul a fost din zona Brad. Am zis, mamă, ce bine, bă. Și după aia am vorbit și eu cu niște de-ăștia care sunt cu jocuri la bursă. Și mai spus de aici, ăsta a fost o escrocherie bursieră de ultima speță la care au achiesat. Da. Și niște băieți. Cine a dat cu dedicație toate aceste avize și legi? Ce guverne? Păi, mai repet, multe. Mai multe, exact. Sunt foarte multe guverne. Păi, în guvernul Ponta au fost date cele mai multe. Deci a fost și avizul cel mai important este cel dat în 2011 sub conducerea Ministerului Culturii de către Kelemen Hunor. Aviz care, odată ce a fost dat, a explodat acțiunile companiei astea. Că ăla e, de fapt, punctul pe care compania asta vine și îl spune în proces. Domne, noi aveam niște acțiuni... Dar ați spus că au fost atacate în instanță și s-au câștigat. Da. Avem datele necesare, adică există hotărâri definitive. Da, există hotărâri definitive, avizul ăsta nu mai este astăzi, e ilegal. De ce s-au dus să dea judecată statul român în momentul în care statul român are hotărâre judecătorească definitivă care anulează avizul? N-ai înțeles, dar nu după avizul acela au apărut mai multe legi date cu dedicație în favoarea Gold Corporation, da? Și totul a culminat cu introducerea în patrimoniul UNESCO, pentru că ea știau că nu o să exploateze niciodată, că e scandal, da? Și cumva introducerea în patrimoniul UNESCO le-a dat cea mai mare greutate în dosarul ăsta la Curtea de Apel. Dosarul UNESCO nici măcar nu este invocat. Deci, pentru că în iulie 2015, când au adus argumentele, nu existau. Deci toate argumentele nu privesc dosarul UNESCO. Dian Popescu, care e... Care e șmecheria cu Gold Corporation și cu Roșia Montană și cine și-a tras, frate, bani pe spinare? Tot. Laurențiu, vreau să facem o precizare. Te rog. Deocamdată nu avem decizia de la Washington și așteptăm și motivarea. Pentru acuratețe, dacă în motivare se invocă atât de puternic și decisiv faptul că noi am premeditat
să le luăm banii, dar de la început nu am vrut să-i facă ei exploatarea și uite că ne-am dus la UNESCO, așa cum toată lumea bănuiește și avocații spun, așa cum premierul Dăncilă și-a dat seama și a amânat această decizie UNESCO, s-a pus zis pentru că o dădeau. Dacian Cioloș, faptul că s-a dus și a făcut presiune împreună cu ceilalți prim-ministri să intre în UNESCO, sunt părtași și normal trebuie arestați a doua zi. Corect. Dar eu vreau să când discutăm de când discutăm de când discutăm numai puțin. Când discutăm de câteva miliarde ale statului român nejustificat pe o colonie pe care nici nu trebuie să o mai demonstrăm, ăștia trebuie săltați. Cum a făcut Turcia cu cutremurul, cum a făcut și alte state pe loc. Așa cum Dăncilă a știut și a bănuit că s-ar putea să avem o mare problemă din cauza asta, neintrând pe fondul problemei, după aia discutăm și pe fondul problemei, pentru că eu am fost membru al comisiei din partea PNL-ului și aici s-au făcut o serie de jocuri, dar le discutăm în altă ocazie, că este mult de discutat, dar vă spun și ce greșește domnișoara pe tablă. Deci așa cum cu premierul Dăncilă a reușit și a salvat o perioadă de timp și dând voie și avocaților să se documenteze mai bine, Cioloș a făcut pe toți premierii, că după Cioloș au venit și alți premieri care puteau să facă ce a făcut Dăncilă. N-a mai făcut nimeni. Cum să facă? Luați următorii premieri. Eu vreau doar să zic un singur lucru ca o idee de... Eu nu sunt acum apărătarea domnului Cioloș, dar zic că și dacă n-ar fi existat, deci dacă nu era declarat în patrimoniu UNESCO, vă spun sincer, eu personal, să vină niște străini, o companie care voia să ia aurul din România, să ne dea nouă niște bani care, sincer, nu erau proporțional cu ce se lua de acolo, să distrugă locul ăla, să mute de acolo 1800 de familii, să folosească cea mai cruntă metodă posibilă, să ne otrăvească zeci de ani de zile apa, aerul și toate cele. Și eu nu vorbesc aici de mine, vorbesc de oameni, dar oameni care ar fi fost puși în pericol. Nu mai puțin. Domnul de la UDMR, unde se exploatează, Dian, unde se exploatează momentul ăsta cu cianură pe teritoriul european? Unde e o trătare pește? Fără flotație, cu cianurare completă, nicăieri. Este iasă de la Chitila din Finlanda, este cu flotație, este cu piroliză, este un alt procedeu. Într-adevăr, cianurarea există pentru separarea toreului din Hinoca. Mergem la șmecherie. Vreau să știu șmecheria. Nu mai puțin. Dacă mă lași, Laurențiu... Dacă mai lași, spun pe scurt. Spun pe scurt și pentru domnișoara, că a greșit niște date acolo. Poate internetul a fost foarte bune. Eurogoldul, în primul rând, cea mai mare greșeală a României, cum să asociezi compania cu cea mai mare experiență în extragerea aurului și argintului din Europa, care se cheamă Minvest după Revoluție. Nu trecusere decât 5 ani de la exploatări masive. O să povestesc în altă emisiune în care România deținea poanson de aur. Da. Pentru că dacă nu deții poanson, n-ai voie să exploatezi să vin. Nu ți lea nimeni. Dar în altă emisiune o să explic toată. Cum și-au permis să asocieze prima companie, se cheamă Eurogold, în 2000 se cheamă Roșia Montană Gold Corporation. Dar cum îți permis să asociezi în proporție de 33% statul român și 66% o firmă fantomă fără fie control cu cea mai mare companie de extragere a aurului și argintului din Europa? Ăsta e unul. Doi, cum și-au permis să treacă titlul gratuit din Cența de la statul român în proprietatea acestei corporații în 1999, atunci au explodat bursele și atunci s-a dezvoltat marea finanță pe bursa de la Vancouver, ulterior plecând la Toronto și ulterior și la Londra. De ea se tranzacționează pe toate trei bursele. De aici încolo, în momentul în care ei capitalizat, au avut bani și de șpagă, și au mers în coloană. Prima dată în 2000 vi s-a spus, pentru că noi am avut 33%, faceți majorare de capital. Și din 33 am ajuns la 19% statul român, vindeți la o firmă din offshore și o cumpărăm noi. Ăștia se țin pe statul român.
Ai înțeles? De-aia s-a făcut majorarea de capital și a pierdut statul român de la 33% la 19%. Doi, m-ai întrebat care-i șmecheria. Doi, se duce acest proiect urcușuri și coborâșuri cu politicieni români înrăitați, azi declarau, mâine coborau. Iar dacă vrei să afli adevărata realitate, și pe urmă vin și ce a constatat comisia, ca să uităm și de DNA și de... că nu se va întâmpla nimic. Nu trebuie, trebuie desitrezizat în primul rând permisul de exploatare, care în el are documente despre care eu nu pot vorbi pentru că l-am citit sub semnătură. Ăla trebuie să fie desitrezizat. Nu știu ce mai fi în el. Doi, să se ducă Guvernul României la registrul comerțului din cele trei țări, din cele trei, Toronto, Vancouver, cele trei, două zone din Canada și una din Londra, să ceară acționarii. Să vedem cine sunt acționarii din România. Și vă închideți voi toți cu răspunsurile. Nici nu trebuie să vi le mai dau eu. Trei, în momentul în care am încheiat Comisia Specială, legea aia a fost o eroare, nu trebuia dată în 2012-2013, când noi am făcut Comisia Specială special pentru lege, legea era neconstituțională, era și o greșeală, am spus-o în plenul Senatului, că am vorbit din partea Partidului Național Liberal, Crina Antonescu a vrut să știe realitatea, a aflat-o, de-aia s-a și oprit, a zis opriți războiul ca să împărți România în două, era România împărțită în două, gruparea Soros într-o parte, gruparea finanțată de partea altă în altă parte, uitați revoltele din București, din Cluj, din Timișoara, s-a uitat repede istoria. Dar ca să închem ca o concluzie, la final, în 2014, când s-a făcut raportul, Darius Vâlcă, un om de mare calitate, cu toate că este acolo unde este, nu știu ce s-a întâmplat, dar un om foarte profesionist, stăteam până noaptea la 3 și a dat și el seama, deși era de la PSD. Și a zis, blocăm, oprim proiectul ăsta. De ce? Pentru că statul român nu mai lua nimic. Dacă l-ar fi făcut, eu nu cred că făcea niciodată exploatarea. Okay, dar dacă ar fi făcut-o, ca să-ți mai completez ceva. Noi suntem în UNESCO, dar terenurile de acolo sunt proprietatea lui Roșia Montana, adică tot astora din Canada, nu uitați, ei sunt proprietari. Și acest dosar, ca să închid și vă las, acest dosar, ca să închid să vă las, Laurențiu, l-am făcut pachet și l-am trimis la DNA în 2014. Cu tot, cu toate documentele, tot, tot, tot. După un an s-a clasat, pentru că nu s-au găsit. Nu știu. Bun, și acum vine bomba. Ia zi, Gelu, care să ia, frate? Da, sunt... Dian, nu închide, te rog frumos, da. Pentru că tu ai fost în emisiunile Ancăi. Eu am văzut toate emisiunile, am și scris Ancăi, dar am spus că nu vreau să vorbească, pentru că nu vreau să ia procesele. I-am spus ce știu eu de Roșie, e prima dată când vorbesc. Sunt trei etape, de fapt. Aș începe cu ultima, că e mai puțin importantă. Deci, sau mai bine zis, asta este cheia. Tot acest joc este un joc piramidal. Este o schemă Ponzi. Nu s-a extras și nu se va extrage probabil nimic din acea exploatare. A fost numai un joc pe bursă. Corect. Și în afară de jocul pe bursă, sunt cele 4 sau 5 miliarde, așa s-a gândit de la bun început și o să demonstrez că Cioloș a fost parte a acestui plan împreună cu Soros. S-a gândit de la bun început. Eu cred același lucru. Și eu cred același lucru. Un joc pe bursă. L-am și declarat și în plenul Senatului. Vin acum. Corect. Dian, și banii ăștia au fost calculați de la început. Acum, eu o să spun o chestiune și mi-asum. Realitatea TV Plus nu are niciun amestec în această chestiune pentru Consiliul Național al Audiovizualului și nici invitații. Eu în 1997 deja aveam o experiență de 5-6 ani în afaceri pe un alt domeniu. Trecusem prin o perioadă mai grea de sănătate și am fost solicitat de un domn de la Deva pentru a intra într-o societate comercială la Deva, cu 15% am și intrat, l-am informat Eco Industries SRL, care avea 4 acționari, eram un acționar cu 15%, încă un acționar cu 15%, un domn consul al cărui nume nu-l spun cu 35% și încă un domn care era reprezentantul cele mai firme de mediu din Europa în România cu 35%. În spatele nostru dovedit, cu acte în fața Minvest Deva, era cel mai mare concern din lume de mediu.
Noi am fost la Minvest și am depus o documentație. Eu eram cel care ținea legătura cu Minvestul și prezentam în fața directorului și în fața lumii. Am avut peste 8 întâlniri. Oamenii trăiesc, pot să spună lucrul acesta. Eu eram cel care prezentam business-ul respectiv, care se numea așa. Era vorba pentru prima dată în România de exploatarea haldelor de steril de la minele de aur pentru două scopuri. Scopul oficial era ecologizarea zonelor, pentru că haldele aveau până la 2000 de ani, știi că toate haldele pot fi exploatate și de ce cobori. Noi am făcut prospecțiuni timp de 7 luni de zile și de ce am coborât, de aceea cantitatea era mai mare. Iar restul erau cantitățile mai mici. Am luat avizul de la Minvest. Și eu am fost însărcinat să-l depun la Radu Berceanu, la Ministerul Economiei. Radu Berceanu era în consilierul lui. Am așteptat, atenție, la toate întâlnirile pe care le-am avut conducerea Minvest la Deva, am vorbit, cum să spun, eram nebun să nu spunem lucrul ăsta, dar am fost preveniți ca nu cumva să ne atingem de zăcământul aurifer, pentru că zăcământul propriu zis de la Roșia Montană și niciun zăcământ nu se exploatează. Dacă noi vrem să vorbim de exploatarea haldelor de steril, e un lucru bun pe care îl facem pe țară, am luat cu Ministerul Transporturilor legătura, le dădeam lor la autostrăzi milioanele și miliarde de tone de halde și așa mai departe. Bun, am prezentat, au venit, am luat garanțiile, scrisori, tot ce trebuie într-o astfel de chestiune, utilajele, unde se pune fabrica, era vorba de 4 hectare, se căra. E, am depus documentația în 1998. Și am așteptat o lună, două, trei, cinci, șapte. Eu am depus-o la Radu Berceanu. Direct era și consilierul. Era consilierul meu, era ministrul economiei. După înființarea și după, după vreo 7-8 luni de zile, n-am primit niciun răspuns. Nici de dute, am muncit de răsări capacele. Ne-am pomenit în 1999 licență de exploatare, nu de explorare. Noi făcusem explorarea și aveam avizul pentru exploatare de la Midwest. Licență de exploatare a zăcământului de către no-name Frank Timiș. Frank Timiș este un personaj care nu există, un inventat, un fost taximetrist. Cu 0 lei, ăsta a avut 0 lei. S-a împrumutat cică 100 de mii de euro ca să intre în capitalul Gabriel, da? Și toată această inginerie ne-am pomenit odată că nouă ni s-a spus să nu cumva să vă atingeți de povestea asta. Am văzut de zăcământul propriu zis. Am văzut la Anca Alexandrescu cum Radu Berceanu, prost sunt eu că i-am dat documentele atunci și nu s-a făcut oficial, el a făcut presiuni pe directorul de la timpul respectiv, am și numele aici, pentru a da acesta împotriva legii, în opinia mea, Ianaș. Poftim? Ianaș. Așa, Ianaș. Dar cine l-a găsit Ianaș pe Frank Timiș? Păi, aici vreau să păi Frank Timiș? Auzi, păi cine ți-l găsească? Mă, nu exista. Eu era un taximetrist, ca putați-mă. No name. Tip care e suspectat că se ocupa cu droguri, care a fost și probleme cu legea. Nu, atenție. Fost informator la băieți. Atenție. Ulterior, ceea ce spun acum, iarăși nu angajează postul pentru că o să dau alte două, trei știri, da? Ne-am pomenit cu chestiunea asta, normal că eu m-am dus și am zis, băi, era peste tine, hai, că... Dar oamenii ăia din spate, în fine, am închis la un moment dat târziu. Da, am ai documentele toate? Bineînțeles, sunt acționariatul tot. Cum ne-am dus, cum avem avizele, cum ni s-a spus, nu vă atingeți de zăcământ? Dar ai document să demonstrezi că îi le-ai dat lui Berceanu? Normal că are număr de înregistrare. Ce nu știe? Știu toți acționarii. Monica, se uită la mine acum. Monica, așa, Monica, documentele... Asta pentru ce Monica, acum, documentele, Monica, documentele de transfer a licenței de care vorbește Geru, de care v-am spus mai devreme, din 1999 se află la dosarul Roșia Montană, care este, dacă mai este în Parlament, nu mai știu unde este, dar este sub secret, este, nu știu de ce sunt secrete, pentru că eu așa, am cerut atunci... Am cerut atunci, atâta timp cât carotele și secretul de servici s-a plimbat prin toate țările europene, umblau cu ele în brațe tot felul de indivizi englezi care au venit la mine, au venit și la Radisson la mine să stea de vorbă cu mine, stăteam atunci la Radisson, a venit, am stat 3 luni cu ei pe capul meu, că vreau să-l conving pe Antonescu să declare că vrea proiectul, lucru pe care nu puteam să fac, nu puteam să spun aberații când...
trebuia să-i arăt adevărata realitate și a văzut-o și de-aia și s-a oprit legea. Sunt la documentele sunt acolo, transferul cu titlul gratuit la presiunea băncilor și fondurilor de titlul gratuit de la Minvest, de la Minvest, la Frank Timiș. La afiliată. Aici s-a făcut niște golării care sunt legea minelor în acea perioadă. Prima dată a băgat Eurogoldul ca și societate afiliată cu Minvestul. După aia Minvestul devine asociată. După aia, deci ca să vedeți, până la urmă a ajuns statul 19%. Eu da. Când i-am chemat la discuții pe cei de la Gold Corporation și le-am spus, sunt foarte de acord să adoptăm și să punem umărul cu o singură condiție. Nu ne interesează 19%, pentru că exact ce avem cu OMV-ul, profitul, exact, nu vor să ia dividende și statul român ia dimita. Monica, lasă-mă voi, numai puțin. Da. A spus atunci, împărțim producția de dore, dore înseamnă aur și argint. Valoarea totală estimată era 270 tone de aur și 3700 de tone de argint. Alor, prin cianurare completă, că dacă făceai flotație și au și alte elemente rare de care potiți, dar aia numai din flotație la cianurare completă nu se mai pot scoate. Și în momentul în care le-am spus, pentru că facem în România offset în aurul și argintul care îl avem, iar fabricile de calculatoare și telefoane pe industrie să folosește aurul, iar croitorul de la Banca Națională ne-a spus că nu are nevoie de aur, pentru că e cu TVA și e mai scump, deci a refuzat, dar domnule, nu ne interesează, atunci îl folosim offset în industrie în România, mi-au spus atunci, nu aveți pension. Și atunci o să discut altă parte că lucruri. Îl reluăm, că demonstrăm că avem o sărătoare și ne luăm pansul. Stai, în momentul Dian, care ne-am pierut... Dian, vreau să te mai întreb ceva. Dian, vreau să te mai întreb ceva. Adu-ți aminte și tu ai văzut documentele, eu m-am uitat la Anca, am văzut și eu foarte multe lucruri. Frank nu a avut bani, Frank Timiș, nu avea nicio firmă, el s-a dus prin Africa și s-a lucrat pe ceva, știe tender lucrul ăsta foarte bine, dar va pe om la necaz. Ori e naș, ori e fin, nu știu, ca o legătură. Mă rog, el nu era băgat în zona asta de așa. Întrebarea este, cum Invest Deva, noi când ne-am dus cu, pot să spun că nu, e Skanska, era enorm, la ce e și acum. Zigelul mai repede, bon, că vreau în momentul prind, în care așa, până la cap. El a început să facă măririle, de fapt a început jocul pe bursă. Imediat ce el a luat Frank Timiș, a luat că Gabriel, că Neghebriel, că toate celelalte gol și așa mai departe, el a început împreună cu politicienii români, repet, împreună cu politicienii români, care este foarte posibil, și atenție instituțiilor statului. Dacă în acest moment pierdem banii, vă conjur și SRI, și Serviciul de Informații Externe, și pe toți, să vedeți unde se duc banii. Cine e gold în momentul ăsta? Pentru că s-ar putea să găsim niște căsuțe poștale ale unor politicieni români care vor beneficia pe această schemă Ponzi de peste 3, 4, 5 miliarde de dolari, pentru că așa a fost începutul. Li se rupe că se exploatează sau nu? Asta era de fapt soluția. Când Soros a cerut lui Cioloș, în ultima zi i-a ordonat lui Cioloș, da, să facă această chestiune, Soros fusese băgat și el în roșia. El a organizat în 2013 asta de zile. După 2004, Monica, atâta mai spun și vă las. Atâta mai spun. Vedeți că după 2004 intră în scenă Tal Zilberstein și Beristein. Intră pe Roșia Montană și preia frâiele. Apropiați de aici se continuă, se continuă 2012, 2000, intrarea la guvernare USL. Lucrurile mai complicate puțin. Dar eu am spus în mare că m-ați întrebat de unde a plecat. Și l-a spus foarte bine. De la fără bani, am asociat cea mai mare companie a Europei de extragere a aurului și argintului cu un avion. Nu noi! Berceanu direct, hai să o spunem. Nu noi, nu eu, nu tu. Nu primul ministru, nu, care nu a știut. Numai a fost hotărâre de guvern. A fost ordin de ministru. Spune așa. Aș vrea iar dacă în 2014 DNA-ul a avut dosarul pe masă cu toate documentele cercetate după un an de cercetări spuse de noi. Era de la Senat. Și a clasat. Nu asta făcut, pot să spun. Nu cred că a mai fost tot timpul ordin. Stai că o spun public. Yes. A fost tot timpul ordin, Dian. Tot timpul a fost ordin. Vă las să dezbateți. Vă las să dezbateți, că vă de acest dosar să nu se ia nimeni.
A fost ordin politic. Mai mult decât atât. În 2013, când eu am fost două luni la Roșia și era SRI-ul acolo, era toată lumea. Toată România se mutase acolo, eu am stat două luni de zile. Cu special am fost acolo. Știu foarte clar de ce Soros a făcut, știu cât plăteau oamenii și așa mai departe, pentru că el urmărește lucrul următorul deci pas. Nu vrea să exploateze, de fapt vrea să nu, face nu, la cursă. Lasă-mă un pic. Ce vrea Soros? Soros vrea în momentul ăsta ca România să piardă banii, pentru că banii se duc la niște băieți, inclusiv la el, dar el vrea ca exploatarea finală, pentru că o să vedeți că hotărârea vine... Cu exploatoare în continuare. Exploatoare să o facă el. Deci aici este un joc Ponzi, repet. Este un joc Ponzi. Dar concluzia este că a fost o înțelegere transpartinică de la cap la coadă. Nu numai partinică. Nu numai partinică. Băieții au venit și banc și banc și cu DNA și cu complicități. Gândiți-vă că au ieșit două partide, s-au născut două partide din Roșia Montană. România va vinde ceva. Va vinde ceva. De unde se va vinde? De ce nu s-au dus la bursa de la New York? De la Banca Mondială? Și s-au dus la niște burse obscure. Iar mă întorc... 200 de milioane au câștigat ieri, măi. Deci, încă o dată vă spun. 200 de milioane de dolari au câștigat ieri. Criza bursieră din 2008? Pe declarațiile lui Ciolacu. A fost pe același principiu. Niște băieți de la JP Morgan au găsit niște produse financiare cu care au păcălit pe niște proști și au distrus fondurile de pensii și tot. Și da, toți sunt în picioare. Problema este că aici toți nu sunt este... în picioare. Problema este că aici n-a fost nimeni păcălit. Deci cei care au fost, toate deciziile alea, toate legile date cu dedicație, toate astea au fost făcute special ca oamenii ăștia să primească banii ăștia. Adică, să facă cam care este nimic? Puterea guvernului? Eu vreau, doar să pun o întrebare. Cineva de aici din studio a spus chestia care este fundamentală. Berceanu are în spate... pe cei care trebuiau să facă lumină. De la el încoace, toată lumea a fost amestecată. A fost ținut în spate de acești oameni. Lucru mai important este că în momentul de față, fără niciun fel de acord de mediu, cu toate avizele contestate și desființate în instanță, România tot pierde. Păi cam cum a negociat guvernul României un contract atât de defectuos, PSD, dacă ei au negociat toate contractele astea, cum au negociat contractul ăsta în asemenea fel încât, fără acord de mediu, cu avizele desființate, ei tot să câștige, domnule, în proces. Nu le-au negociat. Ce n-ați înțeles de la domnul Vișan și de la domnul Vișan? Ce n-ați înțeles? Astea au venit servite toate, ei și-au luat afacerea... partea fiecare din asta. Afacerea Petrom este nimic pe lângă asta. Ascultați-mă ce vă spun. După ce vom da banii... seamănă ca schemă. După ce vom da banii, este Laurențiu aici. Îi spun cu subiect și predicat. Laurențiu, nu se va încheia. Pentru că în hotărârea Curții de Arbitraj de la Washington scrie negru pe alb, va scrie negru pe alb, că Gold Corporation are dreptul de exploatare. Atenție! El va da lui Soros, pentru că știu lucrul ăsta 100%, pentru că au fost împreună, totul este o șmecherie. El îi va da lui Soros, care la rândul lui are foarte multe mine de aur în această lume și e principalul lui domeniu de activitate al lui George, al lui Alexander și al lui George, în momentul în care va pierde Gold Corporation... sau mai bine zis, și-a luat banii 5 miliarde și de la toată lumea, o să-i dea lui... Stai așa, că să uită Soros. Doamna Domnicăi și eu mă uit în ecran acum. Doamna Domnicăi, ia ziceți, doamnă, că acum apar tot felul de informații și mă bucur că au apărut aceste informații. Am încercat să-l sunăm pe domnul Berceanu să intre, din păcate nu. Dar are dreptate și Monica Tatoiu. În urma declarației domnului Ciolacu că dacă o luăm, că o să plătim noi banii și ăștia, Gold Corporation a câștigat la bursă aproape 200 de milioane de dolari că le-au crescut acțiunile. Adică nu, numai din speculații. Și vorbind de că ele cresc și care se învață la școală de economie. Exact chestia asta este folosită de asasinii economici peste tot în lume, prin niște investiții frauduloase și niște manevre din astea bursiere, care nu au la bază decât speculații, nimic și mai au ceva. Laurențiu, ca să te lămurez definitiv, de bună credință. Eu de bună credință m-am dus, numai o secundă, doamna Dăncilă, o secundă. Deci m-am dus la oamenii din statul român responsabili la momentul, la toate momentele. Și n-am fost la unul. Toți
fără excepție, mi-au spus, nu te băga. Am înțeles. Bun. Le-am explicat că și toți mi-au spus, nu te băga, că... Doamna Dăncilă, ați vrut să interveniți, vă ascult. Vreau să fac două precizări. În momentul în care Curtea de Arbitraj de la Washington va lua o decizie, aceasta trebuie comunicată cu acordul ambelor părți. Opa. În altă ordine de idei, în momentul în care se dă decizia de plată, aceasta este cu caracter executoriu. Fiecare zi de întârziere va aduce penalități pentru statul român. Am ascultat cu multă atenție ce a spus Dian Popescu și ce au spus invitații dumneavoastră. Aici sunt două aspecte. Un prim aspect legat de modul în care s-a început exploatarea, un alt aspect, dacă este prevăzut în motivare, este faptul că a trecut în patrimoniul UNESCO. Deci trebuie să vedem motivarea și cei care au greșit și în prima parte și în a doua parte sunt cei care trebuie să plătească. Pentru că vedem că în ultima perioadă cetățenii sunt cei care plătesc. Gândiți-vă cu frații Nicula, i s-a dat bani în decembrie 2019, în februarie 2020 a câștigat statul român. Am mai recuperat prejudiciu? Nu s-a mai recuperat. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu dozele de vaccin. Cine plătește? Bun. Deci vreau să vă spun ce este periculos. La toate șmecheriile astea bursiere se numește inside trading. Adică, niște, că de asta te duci, ai nu te duci la din interior, doamnă, deci, nu te duci la New York, care e o bursă serioasă. Dacă te duci la niște burse de astea, Vancouver și astea, unde poți manipulezi valoarea acțiunilor. Prima întrebare. De ce? Păi mai am întrebări. Pentru Consiliul Național al Audiovizualului, că e o chestiune care poate să fie atacat. Vreau să pentru vorbesc ce? Cu femeia. Stai un pic, vrei să-ți dea amendă? Dar mi-a dat idei la CNA ce să facă. Stai mă, că știu cu cine ne batem aici. Nu ne unic, batem, mă, cu nimeni. Unii care au peste un miliard fiecare. Bă, lasă-mă în pace. Că știu cu cine te bați. Nu faci tu față la războaiele lor. În momentul în care te-ai pus cu ăștia, ascultă-mă. Tu poți de televiziune când te-ai pus cu ăștia, te bagă în faliment. Cine? Deci, lasă-mă să spun. A fost pe postul de televiziune aseară, prezentat de Anca Alexandrescu și invoc documentul respectiv ca fiind original, că Radu Berceanu a cerut explicit să se dea licența de la Minvest către Gabriel Resursis. Lucrul acesta s-a spus cu subiect și predicat și a fost pus aseară de Iană și acela. Ai precizat. Doamna Domnicăi, de ce domnul Ciolacu zice că o să desecretizeze el dosarele după ce vedem noi nu știu ce hotărâre? Ce telefoane privim? De ce nu o scoate acum? Ce telefoane privim? Ei, trebuie să fie făcută campanie. Nu pot să răspund eu în locul domnului premier. Eu am ascultat acea declarație că vom respecta hotărârea Curții de Arbitraj și într-adevăr nu avem de ales. Și domnul Dian a precizat foarte bine. Haideți să vedem și care este motivarea și ce este în dispozitiv ca obligații pentru statul român și vom fi obligați într-adevăr să punem în executare. Dar poate analizați cum a fost făcută apărarea. Domnul Vișan, că povestea este posibil să nu se termine aici, cu o obligație de plată pe care sper să o putem eșalona noi statul român. Adică dacă în acea hotărâre a Curții de Arbitraj permite exploatarea în continuare acolo, povestea nu se termină, doar cu obligația de plată. Și referitor la enumerarea doamnei Dăncilă vis-a-vis de prejudicii care n-au fost recuperate și mai vine acum și povestea asta cu miliarde de dolari, am așa sentimentul că parcă la omul sărac nici boi nu trag, doamna adică, deputat. Și așa discutăm de deficite bugetare și de doamna deputat, la buget. Dacă Ixidu va da drept de exploatare firmei Roșia Montană Gold Corporation, intrăm într-un perpetuum mobile. Nu, avem pentru, de vândut. Pentru că nu se poate face exploatare atâta vreme cât perimetrul ăla este în patrimoniul UNESCO. Și atunci, deci de la decizia asta începem un alt proces. Și de aici aș mă...
Domnul Ciolacu a pus măcar o singură dată întrebare consilierului lui de cabinet, domnul Ponta, de ce a făcut contractul în asemenea fel încât, chiar și fără acord de mediu, chiar și fără avize, cu toate legile date cu dedicație, tot nu a reușit să fie pus în aplicare sau să fie blocat contractul ăsta. Pentru premierul Ciolacu acum, care este în situația în care cineva a aruncat o piatră și acum Ponta trebuie să cineva are un nume, e domnul Ponta. Avem aici... Ponta e prea mic pentru jocul ăsta, nu? Avem un subiect de care n-am vorbit. De ce? De fapt, e un dublu subiect. Primul subiect, de ce Soros în 2013 a blocat pur și simplu, lăsând la o parte că USR, Uniți Salvăm Roșia Montană, egal USR, ca să ne înțelegem, de acolo e numele. Nu, nu trebuie să supere pe mine. Este Uniți Salvați Bucureștiu, că USR, de acolo am pornit. Nu, 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 USR, Uniți Salvăm Roșia România. Montană, egal USR, lăsați. Bun, acum, de acolo au plecat meeting-urile, de acolo a plecat ONG-urile lui Soros. De ce Soros, pentru că știm toți că a fost implicat în 2013 și eu mi-asum ceea ce spun, de ce Soros a blocat acest proiect? Repet, el știe foarte bine unde vor veni banii, asta este opinia mea. Iar a doua, și țineți-vă bine, de ce Gold Corporation, care are toate dovezile din lume, din apusând de la toate meeting-urile lui Soros, nu le-a făcut publice pentru implicarea lui Soros în oprirea proiectului? De ce? Pentru că exista interesul să se oprească proiectul, să se ajungă la... Este evident ca joc. Zic că vine publicitatea peste noi și a venit publicitatea peste noi. După aceea o să vorbim despre mega fenta de astăzi, o fentă simpaticuță din punctul meu de vedere, dar total nereală. Despre ce e vorba o să aflați imediat. Revenim în câteva minute. Bine, am salut câteva minute pe final de ediție de asta ultra specială, cu multe lucruri spuse astăzi, pe o fentă care mie mi se pare drăgălașă, ca să folosesc acest cuvânt. Știrea ar suna în felul următor. Dus la șantierul naval cu căscuță în cap, acolo frumos, domnul Ciolacu a spulberat, până la urmă, zvonurile că ar candida la primăria capitalei. Așa, mai mult decât atât, zice că, domnule, domnul Ciolacu zice, a, băi, stai că să vezi că, că PSD va da președintele. În primul tur. Hai să-l privim, că e simpatic. Candidați la primăria capitalei? Eu? Nu candidez, domnule, eu sunt prim-ministru. Eu plec din prim-ministru să mă la prim... Nici n-am vrut să răspund la această întrebare, care e stupidă ca concepție. Reacția vine după războiul care a izbucnit în PSD. Gabriela Firea spune că nu înțelege de ce Marcel Ciolacu evită să o desemneze candidat la primăria capitalei. Potrivit unor surse, Marcel Ciolacu o invită să candideze și la șefia PSD. Doriți să fiți președintele PSD? Nu. Nu, și am colegi și pot să vi numesc dacă vreți, pe care eu îi consider mai bun decât mine. Ion Cristoiu însă pune paie pe foc în scandalul momentului și susține că Ciolacu ar fi bun ca șef al celei mai importante primării. Ca primar al Bucureștiului ai mai multă putere. Ar rămâne și președintele PSD, guvernul ar fi în apropierea lui și, repet, ar avea șanse mai mari decât cea de premier de a rămâne în istoria României, că, repet, Bucureștiul are făcut o idee de a asigura mastânge gunoi. Are nevoie de o restructurare uriașă, profundă, ca să poți să-l modernizezi. Acest oraș nu mai merge. Între timp, Cristian Popescu Piedone aruncă bomba. O să candideze el dacă PNL și PSD nu se înțeleg. Dacă se vor certa în continuare și nu se vor înțelege, voi candida pentru primăria capitalei. Repet, sunt un om de echipă. Susțin echipa. Și pe USL-ul poate avea un candidat. Dacă văd că pe aceste șicheri politic orgoliile primează mai mult decât interesele cetățeanului, mă arunc în luptă fără nicio problemă. Știu că, repet... Băi, deci e simpatică de mor. Pă, întrebare stupidă, băi, eu sunt premier! Da, tot n-a spus nici acum că Firea e candidat, că de fapt e singura care poate să bată în sondaje pe ăsta, așa am înțeles. Nu. Păi cine, pe Nicușor? Da. Nu e adevărat. Ei, am văzut sondaje, întreb, chiar pe bune. O să asistăm, doamnelor, deci și domnilor, nu înțeleg de ce au la episodul Dragă Stolo schimbat cu Dragă Nicu? Nu, pe
pentru că Nicu va fi candidatul la președinție. Păi asta președinte. Ce să spun, nu o să fie așa? Păi nu, da, acum el... Da, dragă Nicu, candidează tu, că i-am avut un vărcă. Păi nu, da, el e prim-ministru, adică va spune, domnule, mă sacrific pentru țară și vine de la PSD. PSD. Da. Și de la PSD, niciunul nu va sta la Cotroceni. Da, chestia e, asta e lămurită. Dacă asta e lămurită cu candidaturile lor la prezidențiale. Nu, la primărie mai avem România. Ceva. Păi da, dacă domnul Ciolacu, nu dovedește în fața partidului că poate câștiga o demnitate, respectiv primăria capitalei, cum ar spune unii, e cam în aer că l-așteaptă deci, în momentul ăsta, Ciolacu este cel mai bun președinte pe care l-a avut PSD-ul ever. Ziceți, pentru, toată lumea, pentru toată lumea e... Doamna Domnică, da. Deci mie mi-a plăcut jur. Deci asta e drăgălaș rău, cu căscuța. Când se hotărăște PSD-ul, ia cam 3 secunde. Da. Deci genial. Păi, că, de asta așa dat demisia. Premierul se afla în vizită în șantierul naval. Întrebările, cred că trebuiau să fie legate de obiectul vizitei. De pupă și de povă, aveți dreptate. A răspuns. A răspuns însă la toate întrebările, chiar dacă nu aveau legătură cu acea vizită. Dar făcând așa un numitor comun pe toate declarațiile și aprecierile, inclusiv ale invitațiilor dumneavoastră, se pare că ar trebui clonat Marcel Ciolacu. Este bun și ca premier, este bun după domnul Cristoiu și clonat ca primar și este și un candidat viabil pentru președinția asta română. Pare așa o aroganță, doamna deputat. Acum ca o glumită, dacă tot... Ar fi fost de moderator de televiziune. Am fost și noi eleganți odată și ne... Facem scenarii, așa discutăm între noi. Asta e politica, doamnă. Deci, nu, ca să facem o glumiță legată de clonatul domnului, domnului Ciolacu. Dacă ar fi fost, dacă ar fi fost atât de bun domnul Ciolacu la fi premier, mai era el întrebat de președinte, de primar de București. Spuneți mie, ce profesie are domnul Ciolacu? Da, bună întrebare. Profesie. Profesie. Eu sunt profesor. Știu că vine din mediul privat, doamna Tatoiu. Din mediul privat. Nu, nu, pe undeva. Deci, și s-a lăudat că și-a pus balcon. Ce înseamnă studii? Nu, eu cred că întrebați ce specializare a absolvit în urma studiilor. Ce cred profesie? Profesie înseamnă să ai o diplomă de studii superioare și să profesezi în domeniu cel puțin 5 ani. Doamna Tatoiu, dar nu ești obligat să profesezi în domeniu, dacă te duci în mediul privat. Nu are nicio profesie de la ei. Așa nici domnul Ciolacu nu ia, n-are profesie. Doamna domnule, vă produce întrebarea ca să zâmbiți. Ce m-ați întrebat dumneavoastră? Reformulez întrebarea. Când o să iasă la pensie, domnul Ciolacu o să aibă puncte de stabilitate. Păi a fost parlamentar, mă atâtea mandate. Aia e pensie specială. Până atunci mai modificăm legea pensiilor de câteva ori. Deci cine e candidatul la primărie, doamnă? Că nu ne lămurim. Hai, Ciolacu, când te așteptam, gelule. Domnul Vișan, deci până acum intenția de a candida la primăria capitalei din partea PSD-ului și-a manifestat-o doar doamna Firea. Deci dânsa e candidatul dumneavoastră. Stați un pic. Dânsa este Dânsa este candidatul. Dar ce vă trebuie să luați decizia? La Suceava a apărut lista. De ce la București? Ce vă trebuie să luați decizia? De jos în sus, doamna Tatoiu. De jos în sus, de la Talpă până Monica, la București. Îi puneam o întrebare grea. Mă luați cu Suceava. Ce vă trebuie să luați decizia? Înțeleg că dânsa și-a anunțat intenția, a fost anunțată de candidat. I-a jurat și lui Marcel că nu o să vrea să fie președinte? Da. Ce vă trebuie să luați decizia? Ce vă trebuie? Eu nu fac parte din forul statutar unde se ia această decizie. Pe de altă parte, vă dați seama că miza este foarte mare pentru aceste alegeri locale și atunci evident că trebuie să avem candidatul cu cele mai mari șanse de reușită. Doamna până acum, repet, doamna Firea și-a manifestat intenția. Pace, a zis Fii Burduja. Bun, 63% este intenția negativă. 63% dintre bucureșteni nu o vor pe doamna Firea. Păi normal că nu o vor, că avea invitația. Dacă doamna Firea candidează, eu o votez. Opriți-vă. Eu vă spun că e bucuros. Doamna domnică, trebuie să fiți bucuroasă. Deci Fenta, cu căscuță în cap la șantierul naval, a mers senzațional. Mircea este dovada în momentul de față că Fenta a mers senzațional, sărind că intenția negativă. De fapt, și de drept, o să asistăm la următoarele lucruri. Da? Primul dintre ele se numește acea bombă în care este băgat DNA-ul. Se pregătește un dosar BUM.
care va clarifica toate aceste culoare, ca să vă mai dau un hint. Pregătesc mai multe dosare. Nu, eu mă gândeam la sectorul 3. 2. Se va merge pe schema deja bătută în cuie și scrisă pe foaie. O să asistăm la un Dragă Stolo updatat în 2024. Mulțumesc invitațiilor. Vom trăi și vom vedea. Vom trăi și vom vedea, dar trăiască din păcate... DNA! Bun, Călin Coce și imediat, doamnelor, domnilor, cu știrile nopții. Călin, bun găsit! Nu-i pasă!